Marți, până dimineața, 28 de cât trecute fix, 2017, evident, și luna martie, s-a dus și cu luna mărțișorului și cadourile și alea și alea s-a plecat. S-a dus. Adică e gata, e... Deci vineri de când ne despărțim de ea, de luna martie și intrăm foarte ușor, sâmbătă în aprilie. Dă ziua să aveți grijă să nu o luați. Caldă dimineață, 7 grade în Suceava, zona metropolitană, o zi cu soare, astăzi o zi frumoasă, urcăm cu temperaturile astăzi până pe la 17 grade, mai coborăm așa pe timp de noapte, că de e noapte undeva pe la 4, 5, 6 grade, depinde de la caz la caz și de la zonă la zonă, că ești pe vale, că ești pe deal, că ești unde ești. Cert e că e o zi frumoasă, vor fi în continuare zile frumoase, dacă ar fi să le dau crezare celor de la meteo și care se ocupă de povestea asta numită temperaturi, vânturi și așa mai departe. În perioada următoare sau în săptămâna următoare, pe alocuri, așa în două zile, văd temperaturi de 11 grade ziua în rest, 17, 18, 16 grade, adică temperaturi chiar frumoase, primăveratice, de sfârșit de martie, de început de aprilie, temperaturi care, de ce nu, ne dau așa o altă viziune asupra vieții. Oare? Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Viziunea asupra vieții putem doar singur să ne creăm ceva în rest. Așa cum amintea și dumneavoastră, se termină martie și urmează ziua păcărelilor. Da. Deci nici nu mai știu acum la ce să mă mai aștept, la câte am primit în primele trei luni ale anului, nici nu știu ce să mă mai aștept de ziua păcălelilor. Sau la câți păcălici am văzut și câți păcăliți am văzut în această perioadă, nici nu știu dacă își mai are rost o zi a păcălelilor în România, pentru că suntem o mare păcăleală la un moment dat. Dar știți, ca și... vremea vremurilor și biologia funcționează, în sensul așa cum avem iarnă și primăvară, moarte și viață, așa poate avem și noi o speranță că natura, biologia, repet, își urmează cursul firesc și poate, ca ultimă speranță și pentru noi, lucrurile se vor îndrepta într-un fel, dacă mai știm fiecare dintre noi ce înseamnă normalitate, că la un moment dat și în această zonă am ajuns de nu mai știi ce e normal cu atâta zăpăceală în lumea asta. Atât de zăpăciți am fost în ultima perioadă, atât de zdruncinați din toate zonele, încât la un moment dat chiar nu mai știi ce să-i spui copilului tău că e normal. Da? Deja, dacă ar trebui să punem o listă cu 10 valori fundamentale ce ar trebui să fie respectate în România, nu cred că am găsit 10 persoane care să identifice aceleași 10, știu eu, valori primordiale care să stea la baza, la urma urmei, acțiunilor noastre, măcar dacă nu într-o zonă așa mai complexă, a tot ce înseamnă activitate în jurul nostru. Vedem un sfârșit de lună extrem de interesant prin prisma mai degrabă a activităților, activități, cam mult spus. A ceea ce se întâmplă în zona politică prin întâmplările de la ALDE, doar atât. Total neîntâmplătoare, da? Adică nimic nu este neîntâmplă. Așa, chiar dacă ar trebui să citesc niște site-uri pe care de regulă nu le citesc, pentru că și eu le privesc cu destul de multă neîncredere, zici că ar fi acele planuri aduse din servietă pe direcția Moscova-București. Era un site la un moment dat care... acredita un număr de persoane care acționează după niște planuri care au fost trimise în timp. Apropo de Moscova-București, doar să fac o paranteză, apropo de Moscova și apropo de București, mi s-a părut absolut jenantă declarația pe care a avut-o Tăricianu vis-a-vis de Moscova și de Rusia lui Putin și așa mai departe și de ce se întâmplă în zona noastră, inclusiv România. Un personaj care ar beneficia de astfel de sfaturi. Tocmai și pe de cealaltă parte faptul că opoziția atunci când se naște în Mama Rașia, n-are viață lungă, la fel s-a întâmplat și cu ultimul reprezentant al opoziției, cel care a încercat să scoadă lumea în stradă, i-a scos în stradă, au început să scandeze împotriva lui Putin, evident că a fost arestat, dus la loc cu căldură, bănuiesc, prin Siberia, pe undeva, că așa se întâmplă și de acolo mai vedem noi. Ne aducem aminte condamnat de ultima istravă. Condamnat la 15 zile de închisoare. La 15... Da, deci a fost condamnat, ne aducem aminte de acel magnat al petrolului, care la fel a avut nesimțirea să se lege de Putin și care a făcut, cred că 10 ani de închisoare, nu știu, a făcut o perioadă foarte îndelungată, doar pentru că s-a pus cu sistemul. Un sistem pe care, dragii mei, trebuie doar să atragă atenția, un sistem
pe care noi îl avem în România și care funcționează foarte bine. Dacă acum 20 și ceva de ani eram un lunatic, dacă acum câțiva ani eram un lunatic, dacă acum câteva luni chiar eram un lunatic și spuneam nu se poate, sistemul ușor, ușor va pleca și sistemul nu va mai funcționa, dați-mi voi, dragii mei, să vă spun că sistemul funcționează în continuare impecabil. Al cui sistem? Al băieților. Al băieților și nu a celor deștepți. Al băieților numiți servicii, al băieților care vin din zona a doua, a treia a partidului fost comunist, a partidului comunist român, toți băieții ăștia sunt încă cei care conduc cu și fură, bineînțeles, cât pot din țara asta. Bun, avem, dacă vreți, ieri declarațiile, postările pe Facebook mai nou. Este format de comunicare a domnului fost președinte, fost premier al României, fost candidat la președinție din partea PSD, a domnului Ponta, Ponta, care vorbește deja despre persoană, lider PSD aruncat din barcă, o barcă care în urmă cu câțiva ani suporta vreo 5 persoane. Ne aducem aminte chiar, da, da, da. Vechiul USL, da? Și vorbea dumnealui despre Dragnea. Ca să nu mai despre... vorbim de barca de la inundații, cu Fădoină. Bun, aia e ilustrarea, da, știrii de ieri. Barca în care erau Crin Antonescu, care era domnul general de la UNPR, Oprea, domnul Daniel Constantin, domnul Dragnea și domnul Ponta. Și povestește domnul când în acea barcă toți au hotărât să-l sprijine pe domnul Dragnea cu problemele pe care le avea domnul Dragnea atunci, la început. Dacă vă mai amintiți, când era chemat pe sub și stătea pe sub pereții DNA-ului. Pe sub primele, castanii. Da, DNA-ul, da. Își aștepta rândul, a dat cu subsemnatul domnul Dragnea. Spune, povestește domnul Ponta acum, după atâția ani, că s-au întâlnit cei cinci într-o barcă, undeva în delta, pe la Miurgăr. La pescuit dăștiucă. Da, deci tot așa, într-o zonă în care, să spunem, undele sunt mai greu de interceptat. Așa. Și au hotărât, ei acolo să-l sprijine pe domnul Dragnea. Domnul Ponta, interesant. Tocmai era anchetat domnul Dragnea și era bănuit de fapte penale. Deci s-au întâlnit niște lideri politici să-l apere. Poate politicul să apere de penal un activist politic? Se pare că da. Și se plânge acum domnul Ponta că din acea barcă au fost aruncați, așa spune domnul Ponta, pe rând, începând cu domnul Crin Antonescu, continuând, așa spunea, mai discret cu un cod, doar așa împins un pic Ponta, a venit rândul domnului Oprea ca în această săptămână să asistăm la mazilirea domnului Constantin Daniel. În barcă rămânând singur domnul Dragnea, spunem așa, și îl avertizează atenție la barcă pentru că se văd ape tulburi, barca fiind descrierea de fapt a României. Țării pe care acești oameni au condus-o și încă o conduc. Jefuit-o. Da. Jefuit-o. Pentru mine este tot mai evident că ALDE, de fapt, se apropie până la identificare cu PSD-ul, că a fost un test, tot ce s-a întâmplat cu domnul Daniel a fost un test mai degrabă pentru Ponta să se identifice, să se poate cuantifica clar puterea de influență a domnului Ponta în PSD. S-a văzut că au fost puțini spre niciunul cei care au avut încredere într-o posibilă dezertare a domnului Ponta, deci nu am văzut pe nimeni din PSD care să conteze și care să dorească să plece împreună cu domnul Ponta. Nici domnul Ponta n-a mai plecat, ca să ne înțelegem de fapt ce s-a întâmplat acolo. Eliminarea domnului Daniel este eliminare și nu prea, în sensul că dumnealui și-a pierdut funcția de vicepremier, de vicepremier și aceea de ministru. În schimb, rămâne vicepreședinte la ALDE, membru ALDE și copreședinte la ALDE până la următoarele... Până la congres. Până la congresul lor, care am înțeles că va fi mai încolo, mai în vară, pentru că nu poate risca Tăriceanu acum un congres, că riscul e mare. Da? Ceea ce înseamnă că a fost mazilit, dar n-a fost mazilit, ci doar înlocuit în funcția obținută cu ajutorul partidului. Testul făcut de PSD a reușit în sensul că Ponta n-a reușit să rupă din PSD. În schimb, ALDE și-a pierdut, dacă doriți,
acea aură de liberalism sau componenta liberală din ALDE a dispărut cu ocazia acestor demersuri făcute de domnul Tăriceanu. Declarațiile dumnealui și tot ce s-a întâmplat în ultimele zile, demonstrându-ne de fapt că domnul Tăriceanu are mai degrabă o vocație de stânga decât una de dreapta. Și apoi mai are o vocație dumnealui, aceea de a încerca să-și scape pielea, piele care poate fi serios șifonată de DNA în condițiile în care anchetele începute de această instituție confirmă unele ipoteze apărute în ultima perioadă în spațiu public cu privire la legătura dintre dumnealui și unele afaceri ale răposatului Dinu Patriciu sau mai știu eu ce alte privatizări din timpul în care domnul Tăriceanu, vă amintiți, 2007-2008, când duduia economia, era premierul României. Se pare că lucrurile se îndreaptă spre... vom vedea mâine, de fapt, spre ce se îndreaptă după declarația așteptată de altfel la ministrul Justiției, când în public va spune care este rezultatul evaluării principalilor, dacă doriți, vinovați, reprezentanți ai sistemului public din România. Mă refer la evaluarea pe care a făcut-o Ministerului Procurorului General al României, Augustin Lazăr, și procurorului, prin procurorului Direcției Naționale Anticorupție. Vom vedea cum va reacționa domnul președinte al Justiției, pentru că el este, dacă vreți, pus între ciocan și nicovală. Să nu uităm că ieri a fost vizitat nu numai de ambasadorul Statelor Unite, inclusiv de doamna Chioveși a fost vizitat, pentru că știți, miniștrii... Într-un sfârșit. Știți, miniștrii cât or fi ei de miniștri, dar răspunderea ministerială tot apare într-un capitol special al Codului Penal. Dar știi ce mă întrebam, Florin? Sunt lucruri interesante acolo. Spuneam pe de o parte cele două forțe și forța partidului, a coaliției, dacă doriți, da, de la guvernare, a domnului Dragnea și a domnului Tăriceanu, cu mari probleme penale amândoi. De asta, el este undeva la mijloc. Ce este interesant, și eu mă gândesc așa prin prisma omului, a omului, profesional vorbind, omului Toader, cel de la... ministrul Justiției. Foarte interesant, stau și mă gândesc eu cum riști să-ți pătezi, dacă vrei, numele, nu că ar fi unul foarte curat, dar riști foarte tare să-ți pătezi, să arunci așa o anatemă asupra numelui și asupra, asupra activității tale, pentru că vorbim totuși de un om care este în mediul ăsta universitar, a fost judecător, unul din cei 9 de la Curtea Constituțională la un moment dat. Cum riști, cum accepti să fii sub comanda, dacă vrei, a unui infractor, și aici vorbim de Dragnea, tu acceptând să fii ministru al Justiției într-un guvern condus de Grindeanu, teoretic, practic, condus cu mână de fier de Liviu Dragnea, și tu accepti să ți se întâmple, sau mă rog, cu bună știință, arunci anatema așa asupra numelui și asupra unei cariere, bună sau rea, doar de dragul la ce? E foarte interesant de aflat. Poate odată, cine știe, o să aflăm. Cert este că mâine așteptăm să vedem ce ne va spune. Părerea mea personală este că nu se vor întinde băieții și vor rămâne acolo și vor fi ceva de genul: le-am atras atenția, că dacă nu... Jar, dar am atras atenția, într-un mod proletar, evident. La ALDE treaba e clar, ăsta micul de respiră greu, Danel a luat-o pe cocoașă în sensul că nu mai e nici, în sensul că nu mai e nici vicepremier, nu mai este nici ministru al mediului și nu mai este nici prieten, evident, cu Ponta și cu, nu cu Ponta, e cu asta, cu Dragnea, exact, și cu Grindeanu. Deci cam asta e relația pe care o are Constantin acum. Cine va fi ministru, o știm, se pare că se vorbește pe la colțuri, că va veni din partea ALDE ca și membru în guvern, Grațela, dacă nu o știți, o să, sau ar trebui să vă aduceți aminte, pentru că a mai fost Grațela, e femeia care se vorbește, Madame Gavrilescu, Gavrilesco, ca să zic așa, Madame Gavrilescu va veni probabil în calitate de ministru al mediului și bă, va face niște chestii în Suceava
Ce vorbești? Extraordinar. Într-o Suceavă în care nu se întâmplă în continuare nimic și nu se va întâmpla nimic. De ce? Pentru că Suceava mai din totdeauna, și cum spuneam ieri, cred că la Ștefan cel Mare ne se trage, nu prea se întâmplă mare lucru, nici când vorbim de drumuri, nici când vorbim de alt tip, orice fel de altă infrastructură. Se vorbește în multe zone, dar nu vorbim despre Suceava. Sau mă rog, dacă vreți, de zona asta, de nord-est, de nord-nord, de tare nord și de tare est. Din păcate, spun una, o zonă sau o regiune, dacă vreți dumneavoastră, cea mai săracă din Uniunea Europeană. Și rămânem în continuare pentru că am câștigat cu mare greutate această poziție. Nu putem să-i dăm cu piciorul așa de că vrea cineva. Nu, adică pur și simplu, ca să fie treaba știută de toată lumea. Ieri a fost conferință de presă, s-a vorbit despre căldura noastră și am aflat câteva lucruri. Interesante sau mai puțin interesante, dar le-am aflat. Da, ieri cei de la Bioenergy, nu? Au făcut o conferință de presă, e vorba de patron, conducerea practică a celor de la Bioenergy, au venit și ne-au spus câteva lucruri legate de ce se întâmplă de fapt acolo sau, mă rog, ce se întâmplă doctore, dacă vorbim de căldură, de doctoria căldurii. Și ne-au spus cum funcționează lucrurile și de ce funcționează așa și, de fapt, cine sunt câștigătorii, perdanții, dacă se poate, dacă nu se mai poate. Au vorbit de debranșări, au vorbit de foarte multe lucruri pe care probabil că ar trebui un picuț să le dezvoltăm, nu? Lucrurile au, sau conferința de presă, cât am înțeles eu, a plecat de la anunțul făcut de primăria Suceava privind posibila creșterea tarifului la gigacalorii. Creșterea, deci este o cestitură. Practic creșterea... O creștere, nu numai puțin, da. Deci o creștere, este o creștere a tarifului. Oamenii de la Bioenergy au explicat, cum probabil și cei de la primăria Suceava sau de la Consiliul Local Suceava vor explica la momentul potrivit, care este mecanismul de creare a prețului gigacalorii. Oamenii cred că știu deja, sunt familiarizați cei care sunt acordat la sistemul centralizat de încălzire, că avem mai multe componente ale prețului unei gigacalorii. Avem prețul total, da, 3 milioane și ceva, nu mă uit acum că n-are sens, este prețul final al gigacaloriei, dar oamenii plătesc doar 170, pentru că diferența de la 170 la 300 și este subvenție din partea primăriei Suceava. Da? Atât, da, cu atât subvenționează primăria. E bine, prețul rămâne 300 și ceva, doar subvenția scade. Deci diferența asta crește doar ce urmează să plătească omul. Da? Până acum oamenii plăteau 170 pe gigacalorie. Pentru că diferența până la 300 și cât e prețul normal era plătită de primărie. Primăria nu va mai plăti atât de mult diferență, ci mai puțin. Asta înseamnă că va crește prețul pe care îl va plăti populația. Practic nu s-a ridicat prețul la producător, nu s-a ridicat prețul... Deci nu s-a modificat... S-a diminuat ca să înțelege subvenția. Deci subvenția... vrea să plătească mai puțină subvenție. Acum noi trebuie să explicăm cei de la Bioenergy, care sunt implicați în 100% în acest lucru, ei au venit și au prezentat poziția lor. Doamne, majorarea nu-i ca să câștigăm noi mai mulți bani. Da, de bună dreptate. Adică, în regulă până la un punct, da, adică până aici în regulă. Altfel ar putea să ajungă o probă public la adresa lor și să spună, uite, nu le mai ajunge istoria câți bani ne iau și așa mai departe. Oamenii explică în continuare și componenta prețului. Și le spun așa, doamne, noi dăm de la noi pleacă energia termică cu 150 de lei sau ceva de genul ăsta, până la 170 de lei. Pleacă de la noi, de la poartă. Este cel mai mic preț din România. A fost și condiția îndeplinită, asumată de Bioenergy ca să câștige licitația. Este cel mai mic preț. Prețul ajunge la 300 și diferența fiind costurile de transport și TVA-ul. Deci costurile de transport, energie termică, sunt foarte mari. Și aici vorbim de cealaltă firmă. Da? De Termonet. De Termonet. Da? Firmă care, înțeleg, nu și-a achitat nici până acum datoriile la Bioenergy. Ok. Mie mi s-a părut extrem de sinceră, să spun, poziția celor de la Bioenergy, care oamenii trebuie să înțeleagă, nu au nicio legătură cu transportul energiei. Dar este o altă firmă unde sunt și ei acționari, dacă nu mă înșel, dați minoritari. Este o firmă din Botoșani, aia El Saco, care e acționat la Termon. Așa, cei de la Termonet, știți, cu numere de Botoșani, v-am mai povestit eu, care tot încasează, care au fost beneficiari unor credite din partea primăriei și așa mai departe. Au venit
sunt prietenii Sucevei, n-avem ce face, întotdeauna botoșănenii au fost prietenii Sucevei din acest punct de vedere, da, care gestionează ce au moștenit de la Termica, practică. Și ei, dacă ei pe partea cealaltă, da, au o conductă, cum ne spunea domnul Lungu, ciuruită în administrare. Dar, practic, dublează prețul la energia termică. Asta e realitatea. Transportul a ajuns să fie aproape egal cu costul de producție al energiei termice. Și am văzut o deschidere din partea bioenergiei. Eu vorbeam aici că un investitor serios în Suceava își asumă să construiască conducte noi, rețea nouă. Am văzut că cei de la BioEnergy au deschis acest subiect și și-ar asuma să facă o stație de pompare nouă și parte din rețea sau ceva de genul ăsta, dacă ajung la o înțelegere cu cei din mediul politic, spun ei, da, pentru că la urma urmei serviciul acesta de termoficare este atributul Consiliului Local, este atributul politicului. Da. Da? Au fost destul de eleganți, să spunem, cu partenerii lor de afaceri, respectiv firma Termonet, despre care au spus doar că îi cam creditează în ultima perioadă. Că au vreo 4 milioane datorii sau ce, nu știu cifra, deci, îmi cer scuze, deci nu spun 4. Că au datorii cine? Mari la ei și cam creditează în ultima perioadă și ar prefera să construiască ei rețele noi decât să, sau cel puțin stația de pompe, decât să lucreze în acest sistem care nu folosește nimănui. Și în rest vom vedea ce se va... La urma urmei, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt în momentul de față sau toată situația este în mâna primarului, domnului primar Lungu, care la un moment dat va trebui să ia o decizie. Părerea ce se întâmplă personală, și cum se dacă întâmplă. Vrei, tocmai cred că tocmai asta se dorește, pentru că anatema a fost aruncată pe cei de la Bioenergy și toată discuția de ieri, dacă o analizăm bine, 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 o să vedeți că are tare multe conotații. Unu, în opinia mea personală. Da. Dacă tot e să discutăm, într-adevăr, prețul pe care îl produc, prețul de producție acestei energie este unul foarte scăzut. Undeva spune la 116 lei gigacaloria la gardul centralei și că, de fapt, problema este de la gard în sus. Absolut perfect de acord, numai că domnii ar fi trebuit să știe atunci când s-au băgat în povestea asta cum stăm, de fapt, cu distribuția, pentru că toată lumea știa, inclusiv dar noi. Nu au o problemă. Ei nu și-au asumat distribuția. Știu. Eu am spus doar că la modul ăsta. Da. Acum, partea de distribuție e ciuruită în proporție de 50%, doar 50% din ea a fost reabilitată și probabil se caută soluție. Pe de-o parte, pe de cealaltă parte, atunci când au făcut această investiție, unul din lucrurile care i-a mânat, să spunem așa, către investiții au fost acele certificate verzi. Uh-huh. Certificate verzi care astăzi nu se mai dau. Nu se mai dau. Și spun tot ei. Tot ei, vorbind de prețul gigacaloriei, spun în subsidiar și zic așa. Energia termică este, spuneam, 116. Cu același prilej, arătam că dacă lemnul de foc nu va fi reintrodus în categoria biomasă, este posibil ca din următor valoarea gigacaloriei să fie renegociată pentru consumatorii din municipiu la un preț sensibil mai mare. Este și corect, pentru că până acum ce s-a întâmplat de fapt? Nu, tocmai spuneai. Da. În această poveste, primăria a spus stop subvenție. Nu mai dăm atâta subvenție. Eu vin și vă spun că la Rădăuți... Noi chiar am discutat pe tema asta, Florin. Am avut o iarnă în Rădăuți când domnul Olerean atunci primar, cu Consiliul dumnealui, avea majoritate în Consiliul Local, a decis să scoată total subvenția și avea și argumente. Și spunea, nu este normal ca 50% din populația orașului, care nu era acordată la sistemul centralizat, să plătească aproape jumătate din prețul căldurii pentru cealaltă jumătate de populație. Da? Și o iarnă Rădăuțiu a funcționat așa. Păi nu au fost facturi sub 7 milioane. Eu la 3 camere aveam 7 milioane și ceva numai căldura. Înțeles. Da? La un moment dat. Deci cam asta e realitatea. Atunci era și o problemă cu Uniunea Europeană. Nu știu cât ne lăsa să subvenționăm și nu. Și cât nu. Subvenția este legătura directă între populația beneficiară a serviciului și primărie și stat, dacă doriți. Da? Pentru că și eu stau într-un apartament în Suceava, unde am centrală proprie și nu-mi plătește nimeni jumătate din
Voilà. Prețul gazului. Voilà. Și eu aș vrea să-mi plătească jumătate din prețul gazului. Un preț al gazului care se indexează numai, deci de câte 2-3 ori pe an. Jumătate din prețul cădurii. Da? Da. Cum plătim acolo? Și printr-un intermediar, dacă ar putea să-l plătească, tot cum se numește termonetul. Mai pe românește, oamenii extrem de, din punctul meu de vedere, au fost extrem de eleganți cu ce se întâmplă. Oamenii fac o afacere aici. Corect. Și trebuie să câștige niște bani. Exact. Dar au scos în evidență două aspecte pe care sucevenii racordați asta trebuie să le înțeleagă. Unu, jumătate din preț, care reprezintă în special pierderile de pe traseu, sunt subvenționate de primărie. Primarul Lungu și-a asumat treaba asta și a zis, oameni buni, nu plătiți voi problemele. Plătesc eu. Plătesc eu. Costurile au început să fie din ce în ce mai mari. Dar Termonet n-a reușit să se descurce așa cum credea probabil primarul Lungu să se descurce. De dovadă să nu uităm că în decembrie primăria Suceava s-a împrumutat ca să poată să plătească în avans la Termonet niște bani. Lucruri pe care nu le-a făcut pentru alte societăți. Da? Oamenii aia au luat banii, n-au rezolvat. Vedem că au datorii în continuare. Nu și-au rezolvat problemele. În aceeași măsură... Da, în aceeași măsură vreau să spun că aceste subvenții afectează foarte mult bugetul local. În loc să faci o stradă, plătești apa din pământ. Dar să-ți mai spun o chestie. Și banii ai din subvenții, Florin, n-au ajuns doar la Termonet, că deci pe măsură au ajuns și la bioenergie. Nu știu cum să spun. Că banii plătiți pe subvenții într-un fel sau altul au ajuns nu pentru așa ceva, dar s-au plătit bani și către ceilalți. Banii au ajuns inevitabil de la unul și la unul și la celălalt. Da, au ajuns și la curent, au ajuns și în salarii, au ajuns... Este o activitate, deci nu mai... Este o activitate pe care Termonetul și-a asumat-o. Da. O activitate care se bazează pe multă minciună și pe multă pierdere, că de fapt aici e problema. Da, cumva primarul Lungu prin subvenție a închis ecuația. Ei bine, presupun acum, n-am eu informație concretă, că deja efectele asupra bugetului local sunt foarte mari. Nu își mai poate permite municipalitatea să plătească sume atât de mari subvenție. Și atunci solicită această modificare în Consiliul Local, care să mai ridice un pic povara de pe umerii Consiliului Local. Acum, este un aspect, da, despre care vorbeam. Al doilea aspect pe care mai discret l-au scos în evidență cei de acolo este vorba și despre relația pe care o au cu asociațiile de proprietari. Și aici este o altă discuție a Sucevei. Suceava, eu spun Suceava pentru că am trăit în Rădăuți unde și acum, spre exemplu, pe energie termică nu mai există intermediar gen asociații de proprietari. Există contractele individuale. Știm povestea asta că trebuie să facem o precizare. Trebuie să facem o precizare care este foarte importantă. Spune directorul de acolo, de la Drevi Invest, vorbește despre ce nu se mai poate permite. Cam așa ceva, cam asta este. Și am să vă citez imediat. Chestie, lucru pe care eu, din punctul meu de vedere, nu-l diger absolut deloc. Pentru că nu-mi spune nimeni mie, în perioada pe care noi o trăim, ce mi se permite și ce nu. Și dacă sunt lucruri care nu sunt permise de lege și le fac, mi le asum eu ca și persoană și cu asta basta. Dar la modul ăsta să spui, știi, ție ți se permite să te poți debranșa și ție nu. De ce? Selectiv? Că ai tu o problemă. Dar... Ce e demn de să nu uităm în toată povestea asta este că acest domn Bodea, când despre el este vorba, este acționar principal la Bioenergy și la Termonet. El vorbește de el și de el. Nu vorbește de două lucruri diferite. El vorbește, e ceva de genul, știi, eu nu sunt vinovat, eu Bioenergy, jumătatea de Bioenergy din mine nu-i vinovată pentru cealaltă jumătate de la Termonet. Bă, să mor tu! Hai să nu ne... că ne întindem un picut. Dar în toată povestea asta, în toată ecuația asta, atunci când au făcut un business, businessul în toate formele astea, plecând de la pierderi, bani, subvenții și așa mai departe, atunci când s-au băgat în povestea asta, au știut în ce se bagă. Asta este unul. Doi, că atunci când vrei ca lucrurile să funcționeze bine, trebuie să oferi servicii de calitate. Așa funcționează lucrurile în democrația asta. Funcționezi, dai servicii de calitate... pentru care primești bani de calitate, dacă dai servicii de calitate. Dar nici nu poți pleca de la premiza
Tu l-ai pe altul concurent, ăla fiind cu gazul, ăla cu centrala de apartament. Tu vii și îmi povestești mie dintr-o dată, îmi spui, bă, tată, știi, fumul pe care îl dau eu de la mine de acolo cu biomasă, cu alea, cu certificate verzi, de la bioenergie, eu v-aș recomanda să-l luăm, să-l depozităm și să-l folosim eventual pentru respirat. Știi, sau să-l trimitem în Japonia ălora să mai respire un picuț, pentru că e vai de mama lor, că de fapt noi suntem de 5,5 ori mai tare poluați în Suceava asta. Și zice el așa, casa mă enervează de mor, nu altceva. Ne așteptăm la noi solicitări de debranșare. Doar că, punctează domnul Bode, zice, noi nu mai putem accepta noi debranșări. De ce, mă? Nu-l va întreba nimeni. Deci de domnul, ce, mă? Deci domnul... Alo, de ce? Dar întreb. Nimeni adică, cum adică noi nu mai putem accepta? Bă, tată, dar e... Eu! Nu vreau să mai stau cu matare. Care e problema? Adică vii tu și mă obligi ca să stau cu tine cu termonetul și cu bioenergie în casă? Bă, dar eu nu vreau. Să-ți plătesc eu pierderile și... Să-ți plătesc eu pierderile, dar eu nu vreau, tată. Aici cum adică? Aici abordarea greșită, da? Vine adică... și fă-mi servicii de calitate și mă vei convinge să rămân la tine. Păi nu? Nu că îmi spui că n-am voie, că vom pleca toți. Păi du-te un pic la etajul, mergi un pic și spui, bă, vreau să fac duș. Și întâmplarea, da, face... Vine și punem așa cum spuneam la un moment dat, că spuneam în pauză, vă povesteam în pauză, că mie mi s-a părut o abordare corectă, aceea în care spuneam, doamne, unde nu poate fi de brașa, vii cu alternativă. Pe o jumătate a lui Bodea. Da? Că pe cealaltă da. Jumătate nu. Vii și vii cu ceva alternativ, cu o centrală de bloc sau ceva de cartier care să fie ok în acea zonă. Da, vinem cu alternativă, vinem cu serviciu prima dată, un serviciu de calitate ca să rămân. Nu spune că nu pot pleca de la tine, că nu mă lasă legea. Că atunci înseamnă... găsește o soluție, da. Jumătatea aia altă care mea care e la termone și spune, bă, tată, știi, jumătatea mea din cealaltă jumătate îmi zice așa, bă, trebuie să fac ceva. Eu stau la etajul 9-10 și ca să fac un duș trebuie să stau, să curg apa o oră ca să ajungă la apa caldă la mine. Da. Mă întreb, cum dracu, frate? În condiții în care celălalt, vecinul meu, acote, da? Vecinul, ce faci? Stau la masă. Bă, ai făcut duș? M-am săturat de când, bă, frate, bă, ce dracu, bă? Dar tu ce faci? Aștept apa caldă. Dar cum vine, bă? Bă, vine de la termonet, bă, vine din jumătatea de... Deci nu mergem povestea asta și mai vii și spui, știi, așa, cu titlu amenințător, bă, nu mai permitem să pleci de acolo. Alo? Poate nu știu în ce an trăim, domnul, de la jumătate, de la bioenergie, jumătate de la termonet. În anul de grație 2017, un an în care noi, teoretic cel puțin, zicem că trăim în democrație și pot să-mi asum deciziile pe care le iau. Și dacă eu vreau să plec de la matale, la revedere, drum bun. Am plecat, tăticu, că nu vreau mușchiul meu să mă mai combin cu matale, am pe voie să-mi amintesc căldură și apă caldă. În schimb, ca să mă convingi, trebuie să faci ceva. Nu să te plângi, trebuie să și faci. Nu să-mi povestești că, de fapt, știi, eu de la termonetă sunt necăjit, vai de capul meu, eu de la bioenergie și vă zic, bă, tăticule, ai pe amândouă, ești acționar majoritar și într-o parte și în cealaltă. Decizia ți aparține și într-o parte și în cealaltă. Fă-mi servicii de calitate, treaba mai simplă, rămân acolo. Că ce dacă mă duc și spun, bă, tată, bă, ca să mă schimb dintr-o parte în alta, mă costă o grămadă de bani. Cât mă costă pe tine să vețin căldura pe tine? Păi pe mine mă costă 3 lei. Și pe tine cât te costă? Pe mine 3 jumate. Bă, pentru 50 de bani, dă-i în puii mei, rămân în continuare la băieții ăștia, da? Și o vedea, poate schimbă ceva. Dar așa, venim cu... Nu merge. Dar până mai discutăm, luăm publicitate și revenim.